iubito, să te ții bine acum. De ce să nu văd? Vin părinții mei în vizită la, la cină. Laura, am înțeles că tu lucrezi, da? Da, sunt îngrijitoare la grădiniță. Îngrijitoare la grădiniță. Și nu se poate ceva mai mult? Ce fac cu fata asta? Femeie de serviciu? Auzi, îngrijitoare la grădiniță? Ce faci? Ce echilibru găsește la ea? Ți-ai făcut timp și pentru noi. Da. Să știi că prezența ta în familia noastră aduce foarte multă căldură. Până la urmă chiar îmi pare bine că am lăsat-o pe Laura acasă. Chiar mă bucur că suntem numai noi doi. Ana este o femeie foarte frumoasă și mi se pare normal. Spune și mie de frumos cum ați dormit. Separa, clar. Ce-i cu întrebarea asta? A dormit Ana singură? Da. Ana nu dorme singură. Nu vreau să te simți ca și o amantă, să te simți în postura de amantă. Exact așa mă faci să mă simt acum. Nu e ăsta scopul meu. Andrei, cred că are un alt viitor. Dar nu-l vedeți lângă mine, să înțeleg. Păi, n-aș vrea să te dezamăgesc, dar cred că îl văd pe un alt drum. Era o vreme când tinerii își alegeau partenerii de viață dintre ai lor, cum s-ar spune. Rar se mai amestecau lucrurile. Băiatul sărac își lua tot o fată săracă, iar bogatul își lua fata cu zestre. Vremuri de mult apuse, am spune. Să fie oare așa? Nu cred că asta nimeni să facă un sondaj procentual, dar nu știu cum se face că și în zilele noastre rar se întâmplă ca o femeie bogată să-și ia un cinstit tânăr care să trăiască dintr-o leafă modestă. Și viceversa, evident. Dar haideți să ne oprim aici și să urmărim povestea noastră. Laura, fată de condiție modestă, și Andrei, băiat dintr-o familie bogată, sunt împreună de 2 ani. Iar acum simt că ar fi momentul potrivit pentru pasul următor. Emoțiile sunt mai mari pentru cei doi tineri, cărora le este alături și Ana, prietena Laurei. Iubito, să te ții bine acum. De ce să nu vă? Vin părinții mei în vizită la mea la cină. Nu vine să cred, au acceptat? Da, mă bucur și eu tare mult. Să vezi acum întrebări, să vezi ce o să ne zăpăcească. Sunt Andrei Roman, am 29 de ani și lucrez cu tatăl meu la firma lui de construcții. Sunt Laura Chiriac, am 25 de ani și sunt îngrijitor la o grădință de stat. De ce? Las că să fie bine, trebuie să fac un speech acum, să mă gândesc ce să spun, să fie bine, să nu spun ceva greșit. Ai auzit, Ana? Am auzit. Ce să gătesc? Ceva tradițional sau ceva așa mai sofisticat? Hai să mergem pe tradițional. Eu mult mai zic bine. Că dacă eu cin în familie, cel mai bine e ceva tradițional. Mai bine oricum nu mă pricep așa. Și la plus mâncare. Că mama ta face o friptură foarte bună. Dar merge o fripturică, așa niște sărmăluțe cu mămăliguță tradițională, așa, nu? Perfect. Sau un grătar? Hai că vedem, da. Ne decidem. Da, Ana, tu trebuie să vii cu mine. Nu pot, fată, am treabă. Și plus că eu cine în familie, nu pot să vin și eu așa cu tine. Tu ești prietena mea, nu poți să mă lași boaltă, am nevoie de susținere. Nu știu. Ai, te rog, iubi, spune și ceva. Hai, încearcă să fii alături de ea. Haide. Hai. Pe Laura am cunoscut-o acum ceva timp prin intermediul fostului meu iubit. Și așa am rămas prietene. Ce nu fac eu pentru tine? Deci vii? O să vin. Sigur? Sigur. Nu mă lași baltă. Nu te las baltă. Știi că mi-ești foarte dragă și îmi strogă. Mulțumesc mult de tot. Mult. Și acum trebuie să mă găsesc ce-mi vreau. Da, trebuie să găsim ceva super. Nu trebuie să fiu... Cu orice. Da, nu trebuie să fiu nici dezbrăcată, dar nici foarte îmbrăcată așa. Da, trebuie ce să faci impresii bune. Nu? Să ne gândim cum să spun, ce să spun. Iubi, trebuie să mă ajut și tu să mai spui lucruri despre ai tăi. Așa ne un program bun și o să fie bine. Nu? Trebuie, neapărat. Mama, abia aștept! Mă, de când aștept momentul ăsta? Vai! Nu mi se pare normal să fiu prezentă la cina lor în familie, dar dacă ea mă roagă, o să fac asta pentru ea. Păi, hai să mergem atunci, nu? Da. Am înghețat de fric da. Cu parcul ăsta. Eu am vrut în parc, așa este, dar... mă bucur că am auzit chestia asta și că mi-ai dat așa o veste bună! Haideți! Hai să mergem! Hai! Că aia avem de pus la cale planul acum, cum facem?
Venirea la masa a părinților lui Andrei este un eveniment emoționant pentru Laura, dar și pentru mama ei, mai ales că cele două locuiesc într-un apartament pe care oamenii bogați, precum sunt musafirii, l-ar cataloga drept modest. Dai, mami, liniștită, că o să vezi, o să fie totul bine. Mamă, sunt stresată așa, că na, noi suntem așa, oameni simpli. Ei or fi mai sofisticați, mai... Nu trebuie să-ți faci griji, vei vedea că se iasă că totul bine. Să mă duc să mă schimb sau să rămân așa? Nu, mami, eu zic să rămâi așa. Păi de ce să creadă că ești prefăcută sau păi eu nu, da, așa eu... întreb. Așa ești o fată normală la tine acasă. Nu e normal așa? Se pare logic. Da, na. Sper ca totul să fie bine. Nu vreau să stai liniștită. Nu-ți mai faci atâtea griji. Nu mai fii așa încordată. Nu e... Păi să vezi. Și dacă nu o să fie, dacă nu o să mă placă? Nu are de ce să nu te placă, mami. Nu are de ce. Dar dacă nu o să mă placă? Nu mai pune tot timpul rău înainte. Încearcă să fii optimistă, încearcă să gândești pozitiv, încearcă să fii tu însă, ca să vezi ce o să se întâmple. Eu sper ca totul să fie bine, am așteptat de mult clipa asta. Te cred, chiar... te cred. Știi, e normal. Că e normal să-ți faci griji, dar vei vedea că va fi totul bine. Eu am încredere în tine, pentru că ești o fată foarte plăcută și foarte normală urmă, pentru vârsta ta. Dacă stau să mă gândesc, asta sunt, adică... Bineînțeles. Bineînțeles, n-ai de ce să te prefaci în fața nimănui. El bănuiesc că le-a spus și știu despre ce este vorba. Așa ar trebui. Nu ați discutat înainte despre... Ba da. Întâlnire? Abia aștept și am emoții, așa? Te cred. Stai liniștită. Stai liniștită, vei vedea, va fi totul bine și o să fim curioase după aia. Trebuie să ajungă. Nu-ți mai face probleme. Trebuie să ajungă. Pică. Doamne, câte emoții am să iasă totul bine. Au venit. Hai, mama. Sunt bine? S-a rajată? Ești bine, ești cea mai frumoasă. Bună ziua! Ziua. Bună ziua! Bună bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! N-am venit cu drag, dar hai, pentru băiatul meu mi-am rupt un pic din treburile mele. Sper să se simtă bine ai mei. Adevărul este că și eu am emoții. Oh, ne așteptați cu masa? Da, sigur. Da, vă așteptăm cu masa pusă. Vă rugăm frumos, poftiți. Bine, vă mulțumesc. Dar nu trebuia să vă deranjați. Ei. Nu este niciun deranj, stați liniștit. E plăcerea noastră. Noi am venit cu alte scopuri, mai familiare, ca să zic așa. Să ne cunoaștem mai bine, sigur. Întrucât copiii noștri au o vechime, nu? Și trebuie să vedem în viitorul apropiat ce se poate întâmpla. Da. Da? Da. Totul va constructivă. Fi bine. Totul va fi bine. Da, noi ne înțelegem foarte bine și ne dorim ca lucrurile să decurgă ok între noi. Laura, am înțeles că tu lucrezi, da? Da, sunt îngrijitoare la grădiniță. Îngrijitoare la grădiniță. Și nu se poate ceva mai mult, măcar? Trebuiesc alte studii pentru a fi educatoare. Hai, că nu e așa imposibil. Mie îmi plac foarte mult copiii și mă bucur să lucrez. Viitorul e imprevizibil, nu se știe. Da, dar ea se bucură și îi place ceea ce face. Nu e ca modest pentru vârsta nu ta? Cred. Ei, consider că totuși ești încă tânără să rămâi la stadiu de îngrijitoare. Așa considerăm noi. Te putem susține într-un fel să depășești momentul ăsta, nu? Cu timpul, da. De ce nu? Uh-huh. Cu ce se ocupă soția ta? Îngrijitor la grădiniță. Asta vrea Andrei al meu? Așa ceva? Niciodată. Fata mea n-a avut emoții de pomană. Se pare că nu o prea plac părinții lui Andrei. Și mama? Eu am lucrat, dar m-am pensionat pe caz de boală. Aveți vreo suferință ceva? Da. Îmi pare rău. Dar nu vreți să serviți... ceva? Eu vă mulțumesc, dar noi nu am venit pregătiți pentru așa ceva, nu știam, dar oricum nici nu stăm foarte mult, ne și grăbim.
Pregătisem un rachiu ceva să gustăm. A venit Ana. Nu, mulțumim, dar nu. Ana, cine este Ana? O prietenă. Este prietena ei cea mai bună. Bună, Pisi, bună, ce faci? Uite, te așteptam. Da, să te pun. Andrei, vrei să mănânci sau... O, întâi stăm un pic la vorbă și mâncăm. Ea este Ana, prietena mea. Ziua. Bună, da? Ana. Poftim, ia loc lângă noi. Ana. Da. Foarte frumos. Sunteți de mult prietene? Da, de câțiva ani chiar. Ia uite, ce bine. Vă cunoașteți bine. E bine că așa că țineți relația. Da, 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 ne înțelegem foarte bine. Mai rar o prietenie sinceră. Bravo, fetele. Deci ați mai pus-o favorit că știați că vine și Ana. Exact. Da. Este cea mai bună prietena mea, mi-a fost alături întotdeauna și îmi iese și acum, bineînțeles. Ea lucrează? Lucrezi tu la grădiniță? Sau? Nu, eu sunt arhitect. Oh! Da, deci ceva altceva, mai sus. Altceva. Nu-l înțeleg pe Andrei. Dintre Laura și Ana, tamam pe Laura. Da? A găsit el pe Laura să îi devină soție. Nu cred. Nu-mi place. Și unde ai studiat, Ana? În străinătate, în Londra. Mă scuzați. Da. Vă salut. Poftim? Nu. Nu pot să-mi permit să pierd 800.000 de euro. Nu. Trebuie să terminăm rezidențialul ăla. Nu se poate. Nu. V-am înțeles. Nu. Nu accept. E mult o jumătate de an. Nu doriți un pic de rachiu? Nu. Vă rog frumos. Nu. Dacă nici, nu schimbăm foaia, vă rog frumos. Nu se poate. Okay. Hai, bine. Sunt într-o vizită. Ne auzim. Dar nu se poate așa ceva. Da, bine. Vă salut și eu. Eugen, ce s-a întâmplat? Nici aici nu putem să stăm puțin liniștiți? Probleme cu cartierul ăla. Aoleu. Și de ce e nevoie? Ce să fie nevoie? Nu pot să pierd niște bani? Bun, juridic ceva? Judecătorul ăla. Păi tot timpul sunt ocupați cu alte dosare, cu alte... Dar poate... Hai ce să vedem, putem? Intervenim cumva. Domnule Roman, cred că tata vă poate ajuta. Este tatăl judecător. Tata, tu ești judecător? Da. Ia o zi. Super! Și îi putem da un telefon și... Dacă se poate rezolva, da, uite ce surpriză să vă plăcută. Întâlniți cu el. Da, este o idee bună. Este o idee bună la... Îl pot chiar suna acum să vedem dacă... Da, scuză-mă, e weekend. E acasă. Stați liniștit. Nu se odihnește, e sâmbătă. Nu e nicio problemă. Te rog, nu vreau să deranjez. Nu e nicio problemă, stați liniștit. Bună, tate, ce faci? Pe acasă. Uite, am venit până la Laura, da, și am nevoie cumva de ajutorul tău. Tata cu domnul Roman cred că se vor înțelege foarte bine, din câte văd eu sunt cam la fel. Tatăl unui prieten de-a meu are nevoie de ajutorul tău și dacă ești disponibil să-l ajuți, aș putea să ți-l dau acum la telefon. Da, ți-l dau acum. Vă salut, stimate domn. Roman Eugen. Da. Dintr-o conjunctură ne-am cunoscut cu o fată deosebită aici, care a spus că e fata dumneavoastră. Da. Mă scuzați de dănaș, e sâmbătă, da. Am un proces cu cineva, dacă se poate să ne vedem, da, săptămâna viitoare. Da, bine. Aștept un telefon să-mi spuneți atunci pe la ce oră sunteți disponibil. Da. Da, nicio problemă. Vă rog să ne iertați de deranj. Aveți un copil impecabil. Da, așa este. O să ne cunoaștem mai bine, sigur că da. Da. Vă salut cu stimă. S-a rezolvat. Extraordinar. Mulțumim, Ana. Mulțumim mult de tot, iubita mea. Ce frumos. Și unde spuneai că ai studiat? În Londra. Mă, dar ăștia sunt chiar nesimțiți. Pe mine chiar nu mă bagă deloc în seamă, i-a acaparat Ana de tot. Am făcut și facultatea și masterul acolo. Excelent. Extraordinar. Bravo. Ce ambiție ai putut să ai. Foarte bine. Super. Departe de părinți, nu chiar așa ușor.
Bun. Și mama? Nu, a fost ușor. Suntem convinși. Mama este doctor. Oh, medic? Doctor, da. Okay. Cardiolog. Oh, super. Super. Deci nici nu putea fi altfel Ana. Pe vremurile astea cred că e foarte ocupată. Este seama. Foarte ocupată. Da, îmi pare rău. Da. Poate o să cunoaștem și pe dumneai. Desigur. Văd că ai o familie deosebită și cu mare drag, de ce nu? Ne-ar face plăcere. Da. Să ne vedem cu toții. Da. Păi să servim atunci, dacă ne-a servit Laura, a făcut o pregătire deosebită aici. Cu toate că nu trebuia. Nu trebuia. Vă rugăm frumos să nu se răcească, că e pe cap. Doamna crede că nu văd că își dă ochii peste cap? De dragul lui Andrei am acceptat. Nu este ceea ce vrem noi, ce ne dorim noi. Clar. Ce mă tot pune atât? Mâncați, că-i calc. De unde calc? Erau reci pocă. După toată atmosfera stânjenitoare de la masă, Eugen și Mihaela Roman se întorc acasă foarte indispuși. Nu știu ce să mai cred. Nu știu, Eugen. Ce faci, deci, dragă? Unde m-a dus ăsta pe mine? Nu știu, uite, și noi am acceptat să locuim aici până renovăm casa, până ne cosmetizăm acolo. Auzi, Andrei, ăsta e ca morb, nu știu ce e cu el. Cu cine seamănă, că cu mine nu seamănă. Lasă-mă în pace. Nu știu, hai să nu mai intrăm în... Am încercat să o plac pe fata asta, chiar am... Mă rog, am plăcut-o... Ce să o placi, dragă, n-ai văzut cu ce m-a așteptat? Era pireul aici, că-i piftie. De-o jumătate de oră era pe masă. Dar ținuta ți-a plăcut? În care ținută, mă? În training? Niște... Mai repede îmi place fata aia, să știi. Ana, nici nu se pune problemă. E incomparabil. Aroganță. A venit cu murăturile alea, parcă era spălătorul de vase. Nu se poate așa. Deci nu discutăm mâncarea și, da, deci fără șervețele față de masă. Deci sunt multe aici de pus la punct. Gata, auzi, e de domeniul trecutului pentru mine, cel puțin pentru mine. Vreau să spun un lucru, îmi place mult Ana. Și promite, are o familie, mi-a plăcut, imediat a sărit în sus când m-a auzit pe mine cu necazurile. Tata cu tare, judecător, da, foarte bine. Ok, foarte receptivă fata, știi? Și promite. Cum de să-mi prietenii, mă, frate, cu una cu alta? Nu știu, e o diferență, e ca la șah, la alb și negru, ca la șah. Dom'le, e o vorbă. Femeia îl ridică pe bărbat, femeia îl coboară. De la fata asta, Andrei al meu, n-are nimic de învățat. Ce fac cu fata asta? Femeia de servici? Auzi, îngrijitoare la grădiniță? Ce faci? Ce echilibru găsește la ea? Ce echilibru? Dar n-am spune nevoie de mie. Așa ceva, mă, n-am ce nevoie. Susținere? Nu e, pentru mine de a fost unde? E o palmă asta, să știi. Deci femeia trebuie să fie puternică, da? Ca să bărbatul de lângă ea să promită mult. Despre ce vorbim? O să-mi fac o strategie. Să despart pe Andrei de Laura. Sunt de acord cu Mihaela. Nu-l putem lăsa pe Andrei să-și strice viața cu această fată. Vezi cum faci, da? Să o atragi, da? Da, vino și tu lângă mine, te rog frumos, când o să port o discuție cu el. Vino și tu și accelerează puțin. Știi foarte bine că te ascultă și pe tine foarte bine. Nu stai seama, ele sufletul meu. Arată-i puțin problema. Sensul vieții, că e pe o pantă greșită, nu-mi place. Nu, trebuie să menționăm foarte mult, da? Relația cu Ana, el trebuie să o ducă, știi? Și trebuie să devină mult mai mult decât prieten, sigur, Eugen. Sigur, am să-i cunosc și eu părinții, o să fie pe altă linie, o să vezi că îl atrag și eu spre mine. Te întâlnești cu taicăsu? Da? Da? Bun. Fata o să o invităm pe la noi, vedem, găsim noi, da? La telefon, imediat a sărit în sus la telefon. Mi-a plăcut foarte mult, să știi. Uh-huh, uh-huh. La telefon, când a auzit procesul nostru uh-huh. cu... Le-a foarte bine. Foarte da, bine. Nu, sunt niște oameni care promit. Deci eu vreau să facem tot posibilul, da? Ca dragă, să devină mai mult decât o prietenie. Viața lui Andrei și implicit a noastră se va schimba total. Deci nu mai vreau să mă duc Andrei niciodată în cotețul ăla unde m-a dus. S-a terminat. Eu nu vreau ca fiul meu să aibă lângă el o femeie pe care să o care tot timpul în spate, da? Nu suport treaba asta. Eugen, asta am făcut-o pentru el. Hai să, da, să fim sinceri unul cu celălalt. Că nu eram nebună să intru într-o porcărie, într-un rehat de apartament. Hai mă, mă lași. O mizerie. Dacă nu mergeam, se supăra. Pentru el am da? Făcut-o, da? Zicea că, uite, tata nu mă susține, uite, mama nu vrea să audă, uite, nu.
Am mers, am văzut, negativ, nu vreau să mai merg și acum știu ce am de făcut. Andrei merge după mine. Am văzut, n-am plăcut nimic. Altă cale nu există nici după mine. Nici locație, nici creaturi, nimic, clar. Eu n-am sâmbătă și duminică, n-am concediu. Pentru ce? Păi uite, pentru o pensionare. Ca să vină vrăjitoare, una de asta? Ia uite ce bine l-am găsit pe ăsta. L-am găsit casă, prostul. Masă, figuri, fițe. Ne-a găsit prostul, nu? Sau proștii, n-am pardon. Nevoie. Altfel evoluezi alături de o fată cum e Ana, da? Despre ce vorbim? Ban la ban trage. Deci o fată ca Ana o să-l facă pe fiul meu fericit, clar. Lângă ea o să găsească un echilibru. Lângă Laura nimic nu-i oferă. Eugen, știi ce-mi face mie bine acum? În jacuzzi. Sunt atât de obosit. Mergi sus, mergi că vin și eu, mai stau puțin să mai... Vreau să mă relaxez, te rog. Mai meditez și eu puțin și vin și eu, mergi sus. După baia Mihailei și medierea lui Eugen, cei doi soți se pun la odihnă. Doar că doamna Roman acuză niște probleme. Eugen, nu mi-e bine. Nu mă simt bine. De ce, dragă? Ce? Nu știu, mie cam rău. Ți-e rău? Mhm. Doamne ferește. Hai să-l strip, Andrei. Doamne ferește. Andrei? Andrei? Da, tată. Andrei, vino repede, vino repede, că e rău mamei tale. Te rog frumos. De la ce, dragă? De mama, la ce ți-e rău? Ce-i cu tine? De la ce mama, ți-e rău? Mama, ce te doare? De la inimă. Doamne ferește. Doamne, da, mi-e rău. Doamne. Mai ai medicamente? Da. Nu e vorba de asta. Nu mă simt bine. Doamne. Doamne. Sună la salvare? Nu. Deci nu la salvare, vă rog. Nu suport să o văd pe mama că este rău. Orice, dar nu asta. Cum mama să nu sună la salvare? Măi, deci clar, nu sună la salvare. Deci nu. Sunt nicio formă, Eugen. Nu la salvare. Da, auzi, știu ceva. Mama fetei, știu că e doctoră. Da. Ai telefonul ei? Îl am, dar mai bine sunăm la salvare. Nu. Deci sună pe fata aia, pe maică. Sună-o pe maică ta. Hai, sună-o pe doamna doctoră, pe mama Anei. Ți-e rău tare, dragă? Da, nu știu. Doamne Dumnezeu. Alo. Servus, Ana. Am o rugăminte la tine. Îmi este și rușine să apelez la Ana. Chiar așa, să o deranjez pe femeie sâmbătă seara? Ușor, ușor, trebuie să vadă și băiatul meu ce înseamnă să cunoști oameni cu relații, cu influență. Să fie bine la Creva, că o văd așa, o fată dezghețată, știi? Și acum nu vă băgați capul acolo numai în planuri și atât, mai încercăște să ieși undeva, că nu o să, știi? Nu-i frumos așa, să o sufoci cu, știi? Săma viitoare trebuie să mă duc cu ea la Creva. Ce
cine, cu Ana? Da. Păi, și de ce trebuie să duci tu? Păi m-au rugat părinții să mă duc eu un pic cu ea, să o duc la proiect. Ești o persoană chiar drăguță. Chiar mi-ar face plăcere să te cunosc mult mai bine. Da, avem timp pentru asta și... Îmi dai voie să mă apropii? Totuși, e prietena mea și nu știu cum aș putea să dau ochii cu ea când știu că am făcut ce am făcut. Da. Eu cred că cel mai bine ar fi să-i spunem. Eu prefer să nu-i spunem. Pentru că tatăl Anei l-a ajutat deja pe domnul Roman și pentru că și mama ei a consultat-o telefonic pe Mihaela, părinții lui Andrei se gândesc că norma socială, dar și interesul, îi obligă să o invite pe Ana în casa lor. Ei, sunt și foarte încântată, îți dai seama. Ia uzi. A venit, super. Parolistă, așa îmi place. Oh, bună, Ana! Te pupă, mama! Draga de tine! Hai, intră, te rog, intră! Bună seara! Hey, ce faci, Ana? Ce faci viața mea? Stai aici, stai aici! Ce faci? Uite, am venit! Bravo! La voastră, da! Da, ce ne bucurăm! Ți-ai făcut timp și pentru noi! Da! Să știi că prezența ta în familia noastră aduce foarte multă căldură! Îmi place foarte mult de Ana! Fata asta e atât de deosebită, delicată, finuță! Are tot ce îi trebuie! Clar, deci este făcută pentru Andrei! Sunt încântată să aud vorbele astea. În ultimul timp chiar vorbeam și cu Mihaela. Parcă e ceva foarte pozitiv în viața noastră de când te-am cunoscut. Servus. Bună, Andrei. Andrei, ce faci, tati? Hai. Bine, am auzit de călăgie și am venit și aici jos. Vezi cine a venit? Da. Vezi? Am invitat-o pe Ana și țin să-i mulțumesc în persoană pentru ajutorul acordat. Nici o problemă. Îmi cer scuze că am deranjat seara atunci, dar... N-am avut încotro. Andrei, vezi ce prezență, vezi? Văd. Vezi? Te rog să apreciezi niște calități deosebite pe care eu aș fi vrut să dialogăm mai mult. Las, tată, vorbim altă dată despre asta. Da. Las că... Vom discuta mai multe. Ei, important este că ne poate ajuta Ana, da? Ținând cont că este arhitect, Eugen, ar trebui să propui și tu ceva. Te rog frumos, încă o dată să-i transmiți mulțumirile mele tatălui tău, care a fost impecabil. Să știi că o gură de oxigen pentru mine, când eram în genunchi, a făcut foarte mult în partea lui. Am spus că o să se rezolve. Sper să rămânem mult mai mult decât prieteni. Atenție la ce spun. Eugen, e bine să vii tu cu o ofertă vis-a-vis de, știi? Toate la timpul lor, Miha. Nu-ți face griji. Ei, nu ne grăbim, dar... Vei vedea că va fi bine. Mergi și pe mâna mea. Ana, uite, e o fată impecabilă care ne vom da interesul să facă ca și din familia noastră să fie. Copilul ăsta este minunat. Este un copil bine crescut. Educația aleasă. Părinții sunt ok. Ce să faci cu pensionara și cu îngrijitora de grădiniță? Pardon? Nici nu discut. Ana, încă o dată îți mulțumesc, mama. Stați liniștită, nu aveți pentru ce. Ai fost așa de săritoare, un copil minunat deosebit și mama la fel. Îi mulțumesc din suflet. Dacă pot să ajut, îmi face o mare plăcere. Asta, dragă, o să invităm la noi. Într-o zi, da. Weekendul viitor, facem ceva, da, frumos, ne facem o masă elegantă. Toți, da? Sigur că da. Și ca să... asemenea oameni trebuie să apreciați, respectați. Vreau să spun că mi-a luat vorba din gură. Am înțeles că tu ești arhitect. Da. Da. Lucrezi ceva acum? Deocamdată nu. Tocmai am terminat un proiect, dar... Bun. Este propoziția pe care o așteptam. Deocamdată nu. Chiar sunt foarte fericit de această propoziție, pentru că eu îți voi spune deocamdată da. Pentru că m-am gândit puțin la tine și vreau să lucrez pentru noi. Să spun despre ce e vorba. Deci vom face o construcție în Craiova, destul de amplă, și aș vrea să mergi acolo, să te deplasezi și tu, împreună cu Andrei. Atenție, Andrei, vei sta tot timpul în dreapta ei și...
Noi îți asigurăm și cazare, și masă, vei sta la un hotel foarte bun, vei sta împreună, nu vă costă nimic absolut, totul este de cheltuiala noastră, da? Vreau să vă simțiți bine, da? Și să-ți faci treaba așa cum trebuie. E un început bun, da? Asta sună foarte bine. Sigur chiar... că da. Tot timpul vei avea de muncă cu noi, să știi. De acum încolo să nu-ți faci griji. Și am să vorbesc și cu tatăl tău, pentru că noi suntem oameni de afaceri prosperi și nu vei regreta o secundă. Da, chiar sunt foarte încântată să accept propunerea dumneavoastră. Eugen, să... de ce nu-i vis pe Ana în birou la tine să totuși să o familiarizezi așa cu câte ceva, cu planurile, cu tot ce da, ai tu? Da, ai dreptate. Wow, ce propunere! Nu mă așteptam la asta. Mă bucur că o să lucrez cu Andrei. O să pleci în atâtea deplasări cu Fimiu încât ai să uiți cum e pe acasă. Ana, ai timp câteva secunde să mergi să-ți arăt despre ce e vorba? Sigur, sigur. Da? Da. Te rog frumos, vreau să te familiarizezi puțin. Da, chiar sunt foarte curioasă. Da? Da. Hai, hai să mergem. Hai, lăsăm pe Mihai. Mihai, ne scuzi, da? Nici Andrei? O problemă. Andrei, hai mama. Ei, cum ți se pare, Ana? Foarte, foarte încântat. Nu? Foarte, da. Din ce mi-am dat seama, din ce am auzit despre ea, e bună pe profilul ăsta. Mie îmi place foarte mult, Ana. Sunt sinceră cu tine acum și chiar aș vrea să devii mai apropiat față de Ana. Pentru că este o tipă care promite mult, înțelegi, și intelectual, și are un alt statut, clar, în societate. Familia nu mai discutăm, da? Da, cunosc. Deci e bine să o avem aproape, Andrei. Și cred că îți va fi și ție mai bine cu ea. Încearcă să... Dacă aceasta este decizia voastră, tata, nu pot să mă opun. Da, sunt deci total de acord și eu. Mergeți împreună la Craiova, vedeți acolo despre ce este vorba. Încearcă să... Ți-am spus să te apropii de ea, pentru că este o fată care merită și tu ești un copil bun și meriți să ai pe cineva bun lângă tine, Andrei. O să fie bine la Craiova, că o văd așa, o fată dezghețată, știi? Și acum nu vă băgați capul acolo numai în planuri și atât. Mai încearcă și tu să ieși undeva, că nu o să, știi? Nu-i frumos așa să o sufoci cu... știi? Ești la un restaurant, la un bar, la, nu știu, club unde se poate. Înțelegi că așa e normal. Nu poți să, nu mai... Da? Deci să nu bătem câmpii. Fata drăguțică așa. Ție îți place așa? E o... Este, adică, da? Este. Uh-huh. Eu am cunoscut-o destul de bine și pot să spun că... Uh-huh. Da, bine. Este o fată foarte... Îți este, o cunoști că îți este apropiată din... Da, dacă tot timpul cu Laura e firesc. Prietenea timp. Da. Laura mi-a povestit foarte multe despre ea și e normal să... Da, deci o cunoști destul de bine. Ce bine. Bravo. Mă bucur că o să lucrez cu Ana. Este o fată foarte pozitivă și mă simt bine în prezența ei. Eu și cu Andrei vom petrece mult timp împreună acum. Sper să nu se supere Laura. Știu că e cam geloasă. Oare cei doi tineri știu ce plan au soții Roman? Rămâne de văzut. Până atunci, Andrei rămâne devotat Laurei. Bună, iubii! Ce faci? Uite, mă aranjam și eu un pic. Haide, intră! Haide! Te iau în loc. Ce faci? Cum ești? Bine, uite, de la întâlniri. Cum a fost? Bine. A fost ok? Da. Mă bucur că ți-a mers. Am mai vorbit cu Ana. Mă, eu n-am vorbit de câteva zile, de ce? Tata a avut nevoie de un arhitect și a propus ei să colaboreze cu ei pentru proiectul de la Craiova. Ce auzi? Mă bucur pentru ea. Doar nu te-ai supărat. E, da, m-am supărat, nu. De ce să mă supăr? Ce, ți-a părut că m-am supărat? Da. Nu. N-am nicio problemă, doar că mă mir așa, că o doram trunc, na. Păi voi sunteți prietene și a zis să fie un arhitect mai apropiat, mai de-a familiei. Da, mă bucur pentru ea, ce să zic. Aha. Deci Ana s-a prietenit bine cu familia iubitului meu. Dintr-o dată fac și afaceri. Săptămâna viitoare trebuie să mă duc cu ea la Craiova. Cu cine? Cu Ana? Da. Păi, și de ce trebuie să duci tu? Păi m-au rugat părinții să mă duc eu un pic cu ea, să o duc la proiect. Mai super, merg și eu, vom fi... Iubire, nu o să avem timp de noi. Mă duc pe teren, mă duc să-i arăt proiectul, îi arăt
tot ce trebuie acolo. Chiar și așa, mi-ar fi plăcut să merg și eu. Las că mergem data viitoare împreună. Mai este și weekend. Da. Dar chiar ce faceți voi în weekend acolo? Ce, se lucrează duminica? Trebuie să mai faceți și excepții, trebuie să muncim. Dar că am trebuit să fiu un pic mai atentă. Niciodată nu se știe. Am văzut că s-a supărat puțin, dar o să împac eu weekendul viitor. Mergem undeva frumos, într-un loc frumos. Avem o grămadă de treabă, iubire. Trebuie să mergem să ne întâlnim cu constructorul, cu primarul. Avem nevoie de aprobări, te rog să înțelegi. Weekendul ăsta, practic, îl petreci cu ea? La muncă. Da. Și weekendul viitor ce facem? Încercăm să ne facem timp, dar nu pot să promit nimic. De ce? Hai, nu te mai supăra. Mergi și noi undeva. Încercăm. Ok, înțeleg, weekendul ăsta pleci cu munca, da? Ai treabă. Da. Da, acum doar nu să lucrezi weekend de weekend, nu? Nu, acum e o excepție. Păi de asta spun. Dar dacă o să trebuiască, o să plec iarăși. Dar poate să mă ocupă și ai tăi. Da, dar acum e doar la început. Păi ai spus că tatăl tău a avut nevoie de ea, nu? Și da, acum ce faci? Da. Stai să te plimbi tu trebuie cu ea totuși? Trebuie să ajut și eu un pic, nu? Adică acolo lucrez și eu. A, bine, înțeleg asta. Mai bine fi atunci și vedem ce facem. Nu te superi, da? Hai. Laura simte că ceva nu este în regulă în tot ce se întâmplă, dar deocamdată nu are ce să facă. Andrei și Ana, așa cum au stabilit împreună, vor începe munca la Craiova, acolo unde au de ridicat un ansamblu rezidențial. Arată foarte bine, chiar e impresionant și chiar am câteva idei și dacă o să mai completăm câte ceva, eu zic că o să iasă ceva foarte bine. Uite, de exemplu, cu porțiunea asta am stagnat pentru moment, dar într-un viitor foarte apropiat vrem să începem să reluăm absolut tot. Da, înțeleg. Păi, eu zic că o să meargă treaba aici. Eu am încredere că o să iasă ceva bun. Da. Tocmai de asta am și apelat la voi. E un teren bun, într-o zonă bună. Ne putem ocupa de asta. Mă bucur că am venit doar noi doi. Așa pot să-l cunosc mai bine. Putem face un plan. Chiar cred că putem construi ceva uimitor aici. Adică putem face treabă bună. Zici? Și da, cu siguranță. Mă bucur să aud. Și îmi place și zona. Chiar. Mai ales acolo că vine de la strada principală, da, cu parcările, da. Eu zic că o să iasă tare bine. Da, și chiar vizibilitatea aici. Exact. De mult am pus ochii pe Ana și cred că acum este șansa noastră să ne apropiem puțin, să o cunosc și eu mai bine. Scuză-mă puțin, te rog. Alo? Iubito, hai te sun în 10 minute, nu pot vorbi acum, sunt pe teren. Bine, hai, te pupa. Scuză-mă. Laura este prietena mea, dar Andrei pare un tip foarte interesant și poate totuși merită să încerc ceva. Cum de noi luat-o și pe Laura aici? Laura a rămas acasă pentru că am venit cu treabă. Adică știi că părinții mei sunt cu aceste proiecte, eu trebuie să mă ocup de absolut tot. Înțeleg. Dar mă bucur că suntem numai noi doi. Da, e drăguț. Și unde ne oprim înapoi? Să mâncăm ceva, nu? Mergem să mâncăm. Nu am niciun resentiment. Până la urmă sunt bărbat. Păi dacă vrei, mergem la restaurantul hotelului. Bem și un vin acolo. Da, mai stăm de vorbă, ne mai cunoaștem. Sigur. Până la urmă chiar îmi pare bine că am lăsat-o pe Laura acasă. Chiar mă bucur că suntem numai noi doi. Că am venit așa în plimbare, cum se spune. Da, e drăguț. Andrei este un băiat foarte atrăgător. Pot să recunosc că îmi cam place de el. Ești o persoană chiar drăguță. Chiar mi-ar face plăcere să te cunosc mult mai bine. Da, avem timp pentru asta și... Îmi dai voie să mă apropii? Un pic mai mult? Da. Mă bucur. Atunci hai chiar să... Chiar e o idee bună. Sper că și Ana este în asentiment cu mine și că își dorește să petrecem o noapte împreună. Ca să ne exprimăm elegant, vom spune că cei doi tineri au spus da la primul context creat de soții Roman, care, cu această ocazie, își dovedesc experiența de viață. O fi bine, o fi rău,
greu de spus. Ce face băiatul nostru la Craiova? Hmm? Tu ce crezi, iubițică? Eu cred că face ce gândesc eu. Ce bine. Ana este o fată relaționată, o fată cu un echilibru și emoțional și financiar și tot ce vrei. Mihaela, știi? Eu de când am văzut-o, am știut că este pentru el, am știut că îi va schimba viața. Ce să facem cu să-l întoarcă aia? Da? Vacanțe, vacanțe pe banii noștri. N-ai să vezi tu o cană de apă din partea lui aia niciodată. E, nici nu vreau și nici nu, Doamne ferește, nici vreau să ajung în rămâna uneia ca Laura. De asta sunt cu Mihaela de 35 de ani. Are niște idei geniale. Când își propune ceva, îi iese negreșit. Numai cât a cheltuit fraierul cu ea, știi? Vacanțe, cadouri, tot ce a vrut ea, ăsta... Dragă, nu-mi pare rău după bani. Nu-mi pare rău după bani și a trăit și el traiul, a fost frumos, dar este timpul să facă modificarea. Ce găsești tu că a fost frumos? Ce găsești tu că a fost frumos? Nu știm, nu știm. Sper să-i semnele lui taică-s-o aici, măcar. Adică cu Sfântul Petru? Fa! Te iubesc, știi că te iubesc. Da, 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 da. Te iubesc. Și eu pe tine. Da. Lasă că o să fie bine. Ce o face? Nu știu ce o face, dar ceva trebuie să lege. Mi-a trimis la Craiova, dar să vedem ce se întâmplă acolo. Sper să nu mă dezamăgește, Eugen. Nu, draga mea. Că ai de furcă cu mine. Promit că o să fie bine. Dar trebuie să fii lângă mine, atenție. Păi unde sunt? Sau unde am fost până acum? Ține tare și tu trage tare lângă băiat ca să fie așa cum trebuie. Nu-i sufletul meu? Da. Bine. Te mai uiți la televizor? Îl stingem? Că stau așa până mâine dimineață. Planul soților Roman a decurs bine, iar Andrei și Ana, fie că le place, fie că nu, se întorc la București cu recent dobânditul statut de amanți. M-am simțit foarte bine zilele astea și îmi pare rău că totul, nu știu, revine la realitate și ne întoarcem acasă. Chiar și eu m-am simțit tare bine cu tine, în prezența ta. Aș mai fi stat câteva zile alături de Andrei. Chiar îmi pare rău că s-a terminat atât de repede. Da, și în legătură cu asta, nu știu, poate ar trebui să îi spunem Laurei ce a fost între noi sau ce este, pentru hai, că... Hai, te rog, hai să o lăsăm pe Laura. Totuși, e prietena mea și nu știu cum aș putea să dau ochii cu ea când știu că am făcut ce am făcut. Da. Eu cred că cel mai bine ar fi să-i spunem. Eu prefer să nu-i spunem. Hai să nu o facem împreună să sufere pentru că noi ne-am simțit bine împreună. N-are niciun rost. Hai să fie bucuria noastră și să mergem înainte așa. Da, nu înțeleg. Tu, până la urmă, ce vrei? Adică, mai, nu știu. Ești o femeie foarte atrăgătoare și m-am bucurat de fiecare moment petrecut cu tine și, mă repet, hai să nu spunem mai departe, să rămână doar secretul nostru. Da, dar... Hai, te rog. Tu ai vrea să se afle într-un punct sau... Nu vreau, nu, clar nu. Pe de o parte îmi pare rău că mă întorc la realitate, că a fost bine alături de Ana. Pe de altă parte, mi este dor de Laura. Alo. Bună, ce faci? Da, uite, eu încă nu am ajuns. Suntem pe drum. Da, încă pe drum. Am avut ceva treabă acolo și până am rezolvat. Da, am avut mult de muncă. A trebuit să
punem totul cap la cap, să ne gândim cum trebuie să facem. A trebuit să mai rămânem o zi în plus. A fost ceva. Da, acum suntem în mașină. Venim? Da, dar doar noi doi. Dar o să te sun când ajung și o să ieșim. Ce zici? Bine, bine. Hai, te pup. Sigur îl pup. Pa, pa, pa. Laura? Da. Te pupă. O iubesc tare mult pe Laura și chiar nu vreau să văd că suferă. Sper că Ana să-și țină gura. Da, nu știu. Asta este părerea ta. Eu cred că ar trebui să-i spunem pentru că... cel puțin, nu știu, dacă ar înțelege ea asta. Păi, hai să nu o punem în față, să-i spunem adevărul, să se supere. Chiar n-are niciun rost. O să supere pe tine, probabil o să se despartă și de mine și ce-am rezolvat. Da, poate cea mai bună soluție, nu știu, dacă tu zici așa. Sunt curioasă cum vor decurge lucrurile în viitor. Nu vreau să te simți ca și o amantă, să te simți în postura de amantă. Exact așa mă faci să mă simt acum. Nu e ăsta scopul meu. Vreau doar să ne bucurăm de moment și să vedem cum o să fie totul mai departe. Ești de acord cu mine? Da, putem încerca, să zicem. Dacă tu crezi că e cea mai bună soluție. Sunt sigur de treaba asta. După ce Andrei a stabilit de unul singur că Ana rămâne pe post de amantă, la care mai revine el la un moment dat, tânărul ajunge acasă, unde tatăl lui îl așteaptă cu mare interes, mai ales pentru proiectul din spatele proiectului, cum s-ar spune. Andrei, tu ești? Da. Salut, tată, ce faci? Ce să... Nu faci, stai jos. Ce, gata, ai venit de la gata, cala? Gata, în sfârșit, da? Da. Da. Tu ce faci? Uite... Mă relaxez. Foarte bine. Spune-mi ceva despre tine. Cum a Eu sunt bine, sunt mulțumit de ceea ce am realizat. M-am întâlnit cu toți cu care mi-am propus. Constructor, primarul, cu toată lumea. Am reușit. Te-am ascultat, oameni. Fii atent, ai vorbit în numele meu acolo. Bineînțeles. Nu te-am lăsat să faci agrement. Bineînțeles. Așa, foarte bine. Ia spune-mi ceva despre... Ce mă interesează pe mine. Spune-mi ceva despre Ana. Ana. Ce vrei să auzi, tată? Ceva pozitiv. Da, ea este o persoană pozitivă. Ați făcut o alegere bună. Ai ajuns până acolo unde trebuia? Adică? Suntem bărbați, Andrei, să boate? Mă întrebi, adică? Da, nu înțeleg la ce te referi. Știi foarte bine că nu te-am trimis la Craiova să fii zidar și zugrav. Foarte bine, mă bucur. Deci ai ajuns unde trebuia, da? Ați petrecut câteva clipe frumoase? Da. Foarte bine. Îți place? Pot spune că da. Filmul ăsta a fost mulatec toată viața. Nu știu și el să fie mai șmecheraș, mai bărbat un pic. A trebuit tot timpul eu să-l împing de la spate, să-i arăt, să-l îndrum. Sunt mândru de tine, bravo. Așa vreau, asta îmi place. Foarte bine. Foarte bine. E o fată care trebuie să-i dai atenție foarte bine, foarte multă. E o fată care promite mult, are o meserie foarte bună. Foarte bine. Acum ce faci, tata? Îmi vorbești numai despre ea. E o alegere bună, să știi. Deocamdată îți spun despre ea. E foarte bine. Ce vrei? Ce vrei tu, Andrei? Vrei un alt tip de fată? Ce vrei? Vrei o fată care să o întreții tu toată viața? Ce vrei să fii? Să ai o nevastă casnică? Când vii de acasă să te aștepte în capot, să te bagi în baie și la culcare stai, și iar... Stai, tată, stai. Acum ce faci? Te referi la Laura? Mă, nu neapărat mă refer la Laura. Nu neapărat. Asta... Nu vreau să te simți jignit. Dar vreau să înțelegi că viața este un pic altfel. Da? Așa. Uite ce frumos te simți, ce bine te simți. A fost câteva zile, uite ce relaxat ești. Uite ce bine ești la față, ce frumos, ce impecabil ai venit de la Craiova. Bine. Da? Da. Nu ți se pare că e bine? Da, dar... Au fost câteva zile și atât.
Dar mă întorc. Poate este un început. Poate este un început. De ce nu? Foarte bine. Tată, eu m-am întors. Eu mă întorc acasă, mă întorc la Laura, nu? Măi, te întorci la Laura, eu nu spun, dar este o, doar o părere de-a mea. Este o soluție pentru viitorul tău și ar trebui să vezi partea bună a vieții. Eu cred că partea bună a vieții cam asta este. Părinții mei s-au băgat tot timpul în viața mea și cred că sunt un copil imatur și treaba asta mă deranjează. Alături de Ana? Alături de Ana, poate alături de o ființă ca și Ana, repet, ție trebuie o fată de calibru tău. Nu, tu nu-ți dai seama că noi suntem o familie, vezi cum suntem, da? Da. Suntem o familie prosperă. Tu nu ai nevoie, repet, să fii întreținător de familie. Vei avea copii. Ce o să faci? Soția ta ce o să fie bună? Acasă? Tata. Asta vrei? Te rog frumos. Te rog, gândește și la mine. Sunt de 2 ani de zile cu Laura. Da. De ce încerci să-mi schimb părerea? Dar nu trebuie să schimb părerea. Tu trebuie să alegi ceea ce este bun. Eu nu zic să te iei după mine, Andrei, băiatul meu. Eu nu spun să te iei după mine. Eu vreau ca tu să alegi ceea ce este bine, să faci o comparație între cum ești cu Laura, cum e cu fata asta, cum ești privit în societate, cum te-ai simțit cu această fată, cum te simți când schimbi un dialog cu o fată citită, arhitect, cu o familie puternică în spate. Tată, eu iubesc pe Laura. M-am distrat o noapte cu Ana. Atât, să ajunge. Da? Da. Tu știi câte femei am iubit înaintea lui maică-ta? Așa. Păi ce faci? Cum aș putea să-i spun eu Laurei că ne despărțim ca să încep o nouă relație cu prietena ei? El e îndrăgostit acum, dar pe viitor își va da seama că a greșit și e mai bine să nu ajungă să plângă. Într-adevăr, ești cu fata asta de 2 ani, nicio problemă. Va înțelege că nu face de tine. Tata, va înțelege treaba asta. Tata, te respect pentru tot ce ai realizat până acum, dar lasă-mă și pe mine să-mi creez viitorul. De ce încerci să mă influențezi? Andrei, nu te pot lăsa în mlaștină. Înțelege-te. Doar tu consideri asta. Eu sunt fericit în relația asta. Mâine, dacă eu spun fă-ți bagajul și du-te și fă-ți un viitor, cum îți faci, Andrei? Spune-mi și mie. Mâine, dacă eu îți dau cheile în mână și doar hainele pe tine, ce faci, Andrei? Cum mai pleci tu în lumea asta atât de tulbure în care trăim? Cum mai pleci tu în viață? Niciodată, Andrei. Da, și dacă... Ianuarie, tu pleci singur. Ia du-te la ea și spune, uite, m-a dat tata afară din casă. Să vedem, te întreține? Nu cred. Eu nu pot să fiu ca părinții mei. Eu nu pot să fiu materialist. Pentru mine contează alte lucruri. Dacă fiul nu are grijă de el, am eu grijă. Mi se pare că încă nu e copt. Voi face tot posibilul să nu o ducă rău niciodată. Domnul Roman nu a reușit să-și convingă fiul. El o vrea în continuare pe Laura, chiar dacă Laura e o fată modestă. Eu vin! Hei, ce faci? Ai venit, gata? Da. Cum a fost? Bine, chiar bine. A fost bine? Da. Tu ce faci? Te așteptam. Mi-a fost dor de tine. Și spune și mie cum a fost, te rog frumos, că sunt foarte curioasă. Ești puțin geloasă din ce văd eu, nu curioasă. Ana este o femeie foarte frumoasă și mi se pare normal. Spune și mie de frumos cum ați dormit. Separat, clar. Ce-i cu întrebarea asta? A dormit Ana singură? Da. Ana nu dorme singură. Dar cu cine să doarmă? Cu mine? Asta întreb. Pe ce legătură să am eu cu Ana? Da. Nu știu dacă a fost totuși cu Ana, dar am așa un feeling, nu știu ce să spun. Sper să fie prima și ultima dată când plecați singuri. Da, nu înțeleg de ce ești geloasă, ce-i cu gelozia asta? Frate, Ana e o femeie frumoasă, ce să cauți tu, iubitul meu, da, singur sunteți, așa? Voi sunteți prietene. Da, ok, nimic de spus, dar niciodată nu se știe. Pe, crezi că dacă aș face ceva cu Ana, crezi că nu ți-ar spune? Crezi că aș avea eu curajul ăsta? N-am de unde să știu. Eu te rog frumos, te liniștești. Da, în fine, mă bucur că v-ați rezolvat treaba. Cel puțin dacă vei mai pleca cu ea, nu vreau să fiți doar voi doi, să meargă și altcineva. Sau
eu, că așa mi se pare normal, sunt iubita ta și mi se pare normal să mă iei cu tine pe unde mergi. Chiar dacă ești la job, că nu stau în cărca ta. Bine. Așa. Îi spune, ți-a fost dor de mine? Foarte dor. Cât de dor ți-a fost de mine? Foarte dor. Să te cred, să nu te cred. N-am curaj să-i spun Laurei ce s-a întâmplat între mine și Ana. Sper să nu afle. Hai, te rog frumos să încetezi. Da. Și cu toate astea nu te simt că ți-ar fi fost dor de mine. Ba da, foarte dor. Hai, te rog, liniștește-te și știi că ești doar a mea, sunt doar al tău. Hai, bine, sper să nu mă înșel vreodată. Niciodată. Niciodată? Niciodată, promit. Eu am crezut că ne-am întâlnit ca să vorbim despre logodna noastră. Viitoarea noastră căsătorie. Doamne ferește. Nu înțeleg de ce râdezi, nu înțeleg. Tu te auscesc, pui. Tu de fapt ce vrei, să mă șantajezi cu înregistrarea asta care cred că nici nu e adevărat? În primul rând eu nu șantajez pe nimeni, pentru că nu am de ce. Eu v-am spus doar ceea ce simt pentru băiatul dumneavoastră. Da. Cine ți-a dat înregistrarea asta? A fost bine, dar... Ce a fost bine? Relația cu ea. A fost. Ok, am aflat și eu ceva nou. A fost ceva bine. Despre ce vorbim? Și eu de ce aflu tocmai acum că a fost ceva bine? N-am avut curaj să-ți spun. Uite, Laura, nu am plecat cu gândul să petrec o noapte cu prietenul tău. Pur și simplu s-a întâmplat. Pur și simplu el a început să îmi facă niște avansuri și da, mie mi-a plăcut de el. Am avut o atracție. După ultima vizită a lui Andrei, Laura începe să pună niște lucruri cap la cap și ajunge la concluzia că ceva nu este în regulă. Urmează să avem o discuție, prin care urmează să devenim prieteni foarte buni. Laura are într-adevăr de plătit o poliță și cum la capitolul Curaj stă foarte bine, știe exact ce trebuie să facă. Bună seara, tata țocru! Bună seara, Laura, ce faci? Vă așteptam. De ce nu intri în casă? Hai în casă. Dacă vreau să intru, intram de mult. Dar v-am așteptat să discutăm un pic. Despre ce? Despre ce? Ideea este felul următor. Eu îl iubesc foarte mult pe fiul dumneavoastră. Așa. Foarte mult. Iar eu îl vreau pentru mine. Vreau să fac parte din familia voastră. Vrei să faci parte din familia mea? Da. Dar crezi că te ridici la nivelul cerințelor mele? Adică dumneavoastră puneți preț pe avere? Nu. Sentimentele nu contează? Pe avere? Cine ți-a spus că pun preț pe avere? Pun preț pe caracter, pe mai multe. Dar ce caracter am eu? Dragă, cred că este deprisos. Discuțiile astea nu prea și-au rostul. Nu știu de ce. Andrei știe cum vorbiți dumneavoastră cu mine? Andrei? Da. Andrei cred că are un alt viitor. Dar nu-l vedeți lângă mine, să înțeleg. Păi... n-aș vrea să te dezamăgesc, dar cred că îl văd pe un alt drum. Asta spuneți dumneavoastră. Da. Tată, socrule, dacă credeai că mă faci tu pe mine, ia să vedem acum. Și dacă vă arăt eu un alt drum? Tu ce drum să-mi arăți mie? Ia să vedem ce avem aici. Ce vrei să spui tu cu asta? Hai să vă arăt un alt drum. Ce spuneți de asta? De unde ai tu treaba asta? Ce importanță are? Cum ce importanță are? Lumea este mică, sunteți o persoană cunoscută și mi se pare urât din partea dumneavoastră să vă plimbați ziua în amiaza mare la bărați cu o altă femeie. Cât tupeu pe fata asta. Oare cum a aflat? Tu de fapt ce vrei? Să mă șantajezi cu înregistrarea asta care
cred că nici nu e adevărat. În primul rând, eu nu șantajez pe nimeni, pentru că nu am de ce. Eu v-am spus doar ceea ce simt pentru băiatul dumneavoastră. Da. Cine ți-a dat înregistrarea asta? Ce importanță are cine mi-a dat-o? Cum ce importanță are? Și nu este trucată, pentru că este fața dumneavoastră. Adică nu puteți să veniți să spuneți că este trucată. Poți să truchezi o poză, dar nu un clip întreg. Mutarea făcută de Laura ar putea fi echivalentă cu un șahmat și totuși nu trebuie să subestimăm profilul unor oameni ca soții Roman, pentru care nu există o graniță foarte clar stabilită între cinismul din afaceri și cel din viață. Sunt curioasă. Cu ce ocazie ne-am adunat în seara asta aici? Hai, cu ce ocazie? Bănuiesc că iubitul meu vrea să anunțe logodna noastră. Care e logodna? N-am auzit. Logodna noastră. Logodna voastră? Da. De unde până unde logodna voastră, mă? Până la urmă, asta nu ar trebui să fie decizia fiului dumneavoastră? Ei, nu neapărat. Nu tu ar trebui să fii cel care dă vestea? Ce treabă au părinții tăi? Da, într-adevăr, tatăl meu s-a hazardat un pic, s-a băgat un pic peste decizia mea. Înțeleg că nu prea o plac pe iubita ta, pe Laura. Da, ăsta este adevărul. Mereu au fost contra. Ei, Andrei, hai să fim serioși. Mama, hai să zicem adevărul. Care e adevăr, Andrei? Care e adevăr? Chiar... Niciodată nu m-ați vrut, dar eu și Andrei ne iubim. Nu te-am vrut. Care iubire, mă? Ce iubire? Vă cunoașteți doar de 2 ani? Ce mare lucru ați putut să fie între voi? 2 ani, nu sunt 2 săptămâni. Așa și? Nu sunt 2 zile cu adică și? Așa și. Și ești chiar problema? Tu așa de sigură că... Andrei, eu știu că doi oameni omul... când se iubesc merg mai departe, fac pasul următor, tata, nu? Și mi se pare normal. Tata, e decizia mea. Eu trebuie să aleg. Eu am crezut că ne-am întâlnit ca să vorbim despre logodna noastră. Viitoarea noastră căsătorie. Doamne ferește. Nu înțeleg de ce râdezi, nu înțeleg. Tu te auștezi, pui. Doamne dragă, sunt în relație cu fiul dumneavoastră de 2 ani de zile. Da, 2 ani? Dumneavoastră nu v-ați căsătorit? Așa și... Iubitule, zici și tu ceva, nu se poate! Nu-i poate să... Laura are dreptate. Ia spune și tu ceva. Ia spune, cum a fost la Craiova? Povestește-ne și nouă. Cum a fost? Laura. Cum a fost la Craiova? Mi-am povestit și ei totul. Mi-ai povestit Laurei ce a fost la Craiova? Am fost acolo, absolut. Cu afaceri. Ia auzi, exact, exact. Andrei, i-ai spus iubitei tale chiar totul? Da, eu consider că i-am spus totul. Tot ce trebuia să știe ea. Ana, ce frumos ai spus tot ce trebuia să știe ea. Adică ce vreți să spuneți? Că nu înțeleg ce tot... Mie îmi place. Tot ce trebuia să știe ea. Foarte bine punctat. Dar cine ar trebui să știu? I-am spus ceva, tata. Bravo, tăticule. Te iubesc cu chestia asta. Aro, sunt și eu aici. Ce ar trebui să știu? Ia mai gândește-te. Ar trebui să știi la momentul oportun. Mereu părinții tăi te-au manipulat la modul acesta. Mereu. Andrei? O iubești cu adevărat? Deci eu nu înțeleg că ești atât de slab încât tu nu poți să spui piciorul în prag, tu nu poți să spui nimic? Pentru că în fiecare zi, pentru că în fiecare zi mă cer cu ei, pe același motiv. Dar poate că iubitul tău are conștiința un pic încărcată. Eu nu înțeleg scopul invitației mele aici. Ana și este cred un bun arhitect. Să... Da? Iar încep și ați fost împreună la Craiova? Da,
și ați făcut o construcție frumoasă și... Ați realizat câteva proiecte bune, da? Iubitele, ați... ce-ați făcut voi mai exact și Ana la Craiova? Exact ce ți-am spus. E sigur? Foarte sigur. Încep să cred că nu este doar atât. Ai încredere în mine. Mama, de ce râzi? Păi bune, cum să nu râzi? Ana, nu crezi că Ana ai avea să spui ceva? O bună arhitectă, mie îmi place să știu. Și nu numai. Cum de a ajuns Ana să meargă cu tine la Craiova, în interes de afaceri, bineînțeles? Pentru că a fost angajată de părinții mei. Nu știu ce gând au avut ei, cu ce scop m-au trimis pe mine cu ea acolo. Cu scopuri, foarte bine puse la punct, din punct de vedere al construcției, al meseriei arhitect. Deci aveam nevoie de un arhitect. Care e problema, Andrei? Unde trebuia să stă? Adică atât de departe ați putut să mergeți, încât să-i faceți asta fiului dumneavoastră? Dar ce am făcut, domnule Ernest? Ce ați făcut? Ce am făcut? E metezit drumul spre viitor. Ce am făcut până la urmă? Ana, te uiți la mine... Ia uzi, Laura, i-au netezit drumul spre Ana, viitor. Ana, ești prietena Laurei. Păi tocmai pentru că nu înțeleg. Ce nu înțelegi, Laura? Ce deci, nu înțelegi? În momentul în care Andrei s-a întors de la Craiova, l-am sunat, de fapt, când era la Craiova și m-a repezit. Că te sun cam un pic de treabă, nu știu ce, am zis ok. Am sunat-o pe Ana. A, că stai, că sunt pe drum, că nu știu ce, la la la. Bun. A venit Andrei la mine. Ce ai făcut? Bine, nu știu ce, că l-am simțit un pic așa și Laura, am impresia. Ești fată deșteaptă, uită-te un pic la iubitul tău. Asta spun, am impresia că la Craiova s-a întâmplat mai mult decât o afacere. Și vreau să știu tot și vreau să știu acum. De ce nu aveți puterea să-i spuneți Laurei adevărul? Tu te uiți în Andrei, pretinzi că o iubești. Șoarece pe jos? Asta este iubire? Ce să știi, dom'le? Unde vrei să stai? Stai la hotel Andrei, împreună, te-am întrebat da? Ceva. Pretinzi că o iubești. Ce să fac? Ce iubire e asta? Și? Ce dacă sunt tineri? Foarte bine. Ce ia dacă mai au făcut ceva? Și lasă-l să vorbească. Ai fost tu la hotel? Spune, măi, omule, ceva. Ia spune Andrei, tu Andrei. Ia să vede. Las-o, Andrei, las-o așa, nu-i spune nimic. Ana, ești ca o floare. Cum e, Ana? Frate, cum e, ești prietena cum e să, mea. Cum este să fii, da, o piesă din acest joc de șah, pe tabla familiei Roman? Dar nu este ce-ți o piesă. Ce-ți place unde s-a ajuns? Pentru că și cu concursul tău s-a ajuns. Cum de s-a întâmplat ce s-a întâmplat, Ana? Această deplasare a fost stabilită de... părinții lui Andrei. Corect, dar ce s-a întâmplat de la un punct încolo a depins de tine și de Andrei. Cum de ați ajuns să fiți împreună? Cum? Ce a făcut? Unde? Lasă, dacă sunt tineri, foarte bine. Ați fost, sunteți împreună, da? Deci... Mint eu? Nu este acesta adevărul? Deci asta a fost? Așa și? Da, asta ați aranjat voi plecarea la Craiova? Eu vreau să fac blocuri, eu nu vreau să fac altceva. I-am impresia da? Că fii tu vrei să se împuieze cu una, cu nu știu câte vorbește milioane și cu nu știu frumos, ce potențial. Împuieze. Perfect, să ai grijă propoziții. Tu de copilași, ce spunea domnul Ernest mai devreme. Uite că se leagă. Tu vezi ceva cum de vorbește mama ta? Andrei, tu chiar nu ai nimic de spus? Ești om în toată firea. Da, într-adevăr, am greșit. A, nu, serios. M-am gândit că ai făcut ceva bun. Pe bune? Măi, omule, spune ceva! Consider că ai greșit. Și ce dacă, mă, n-ai Laura, greșit cu nimic. Deja foarte se bine. Înțelege ce s-a întâmplat la Craiova. Ești o nesimțită! Nu, draga mea, ești o nesimțită cu nu mare și nu vine să cred cum ai putut să faci așa ceva. Ai plecat la Craiova cu iubitul meu și practic eu l-am lăsat pe mâna ta ca să ce nesimțit-o. Uite, Laura, nu am plecat cu gândul să petrec o noapte cu prietenul tău. Pur și simplu s-a întâmplat. Pur și simplu el a început să îmi facă niște avansuri și da, mie mi-a plăcut de el. Am avut o atracție pe moment și încă pot să spun că am acea atracție față de el. Îmi pare rău de tine, știu că ești prietena mea, am încercat să-ți spun, dar el nu m-a lăsat pentru că a vrut să rămână doar între noi. Eu m-am simțit prost, dar
nu am putut să-ți spun. Și cu atâta nerușinare te uiți la mine și îmi spui treaba. Ai vrut adevărul, ai vrut adevărul. Și tu, omule, nu ai pic de bun simț cu prietena mea, măi? Haideți să aflăm și părerea lui. Până la urmă, cum de-ați ajuns în punctul acela? Am ieșit la o plimbare. Ne-am cunoscut mult mai bine. Are multe calități fata asta. Apoi am fost noi la o cină. Am băut un vin. Și apoi s-a întâmplat. Ce pot să spun? Așa simplu. Păi și iubita ta nu are calități? Ba da, dar... Atât de puternică este relația dintre voi sau... Ba da, până acum 5 minute spuneai că mă iubești? Da. Și acum vii și spui că ai cunoscut-o pe prietena mea mai bine petrecând o noapte cu ea? M-a atras. M-a atras. Mi-a plăcut felul ei. Mi-a plăcut absolut tot. Foarte bine, tată. Mă bucur. Așa și? Foarte bine. Ce asta e tinerețea. Păi voi, ce fel de oameni sunteți? Adică, cu alte cuvinte, ați fi de acord ca dacă fiul dumneavoastră alege ceea ce practic dumneavoastră i-ați sugerat să aleagă, da? Adică o relație cu Ana, să-i facă la fel, Ana, nu? Că doar na. Odată ești tânăr, nu? Nu. Acum a greșit și el. Deci nu e nicio greșeală. Și-a dat seama că asta e... Nu e nicio greșeală. Nu e nicio greșeală în faptul că voi controlați viața fiului dumneavoastră. Deci noi o controlăm, domnul Ernest. Ce s-a întâmplat, Andrei? Doar... Te-au condiționat? Sau te întreb pe tine? Adică de ce... De ce păi nu are... nu, că observ că părinții l-au trimis pe el la Craiova. Oana, deci practic părinții au băgat-o tu pe Ana. Tu ai insistat să mergi și tu, practic, nu? Da! I-am spus, iubitele meu, zic, hai să mergi și eu. Păi nu, că nu se poate. Ce să faci tu acolo? Tu ai vreo meserie să mergi cu el acolo? În ce calitate? Ce treabă avea? Mergeam în calitate de iubită. Te duci îngrijitoare de bloc, ce să te duci acolo? Never. Așa? Vă rog frumos să vorbiți. Păi ce să faci? Păi ce să faci? Ea mergea pentru meserie. Degeaba aveți banii pe care îi aveți dacă vorbiți așa. Sincer, mi-e rușine că astăzi la o asemenea discuție cu niște oameni care pretind că na, au un ștaif. Da, vorbim puțin aici de familie, cu medic, cu judecător, deci, și vă permite să jigniți gratuit? Nu, nu, care e iubită? Cum adică? Iubita. Laura. Păi fiul dumneavoastră are o relație. Așa. A fost bine, dar... Ce a fost bine? Relația cu ea. A fost. Ați rețetat, a ok, am aflat și eu ceva nou. A fost ceva bine. Despre ce vorbim? Și eu de ce aflu tocmai acum că a fost ceva bine? N-am avut curaj să-ți spun. Doamnă, soțul dumneavoastră vă înșeală. Așa. Și dumneavoastră spuneți că eu îl șantajez. Eu nu i-am cerut soțului și dumneavoastră nici măcar un leu. Vii cu mizerie aici. Și dumneavoastră spuneți că eu l-am șantajat? Tocmai pentru asta nu te-am vrut în familia mea. Hai să vorbim despre tine și tata. Dar nu avem ce discuta despre noi. Păi cum adică? Eu văd, cu ochii mei am văzut. Nu înțelegi, nu înțelegi. Nu, mă, înțelegi. Nu, nu. Ți se pare absolut normal? Da, este foarte normal. Ca tata să te înșele. Unde știu că tăi că tu mă înșală, stai puțin. Eu n-am văzut-o pe mama mea să meargă de mână cu un alt bărbat în timp ce era cu tata. Ce să fac? Nu știu cum să vă spun, dar eu știu că ori o familie este o familie și atât. O familie străiește în doi, nu ce în știi patru. Tu despre mine și despre soția mea? Ce știi? Trebuie să înțelegi, da, că această căsnicie de 35 de ani, să nu-ți închipui tu că a trecut așa, știi, ca un vapor. Așa? Nu, nu, ascultă-mă. Deci noi știm foarte bine unul de celălalt. Stați puțin că până la urmă Ana acum este angajată la noi la firmă, și deci ceva face parte din. Ce angajată? Ana, deci, ți-e nu place că ne aparține. Îți place ce se întâmplă? Încet, îți place încet, cum gândesc acești oameni? Să... Îți place cum o jignesc pe prietena noastră? Ta? Ce, nu are o meserie? Ți se pare așa simplu să ai grijă de niște copii la grădiniță? Nu, eu întotdeauna am apreciat-o pe Laura pentru ceea ce face și pentru curajul ei și pentru voința ei de a face ceva. Dar tu nu erai conștientă de faptul că familia ușor. Roman nu o înghite? Bănuiesc că ați avut în discuții ba, pe tema da, asta. Am văzut chiar de la deci prima întâlnire. Și atunci de ce ai înfipt cuțitul în spate Brutus? De ce? Pentru că s-a întâmplat. Nu am premeditat asta. Pur și simplu a fost o atracție între noi în... acea dar călătorie nu l-am văzut pe Andrei până atunci? A fost pentru prima oară? Ba da, oară dar niciodată nu... Privirile voastre s-au intersectat? Întotdeauna era cu Laura, niciodată nu am avut ocazia să vorbesc doar eu cu el.
să fim doar... Deci ți-ai fi dorit să ai această ocazie? Nu, nu mi-aș fi dorit, nu mi-am închipuit asta. Pur și simplu s-a întâmplat atunci. Tu înțelegi să avem ocazia că să... familia Roman te-a manipulat? Tu înțelegi că nu degeaba te-au angajat la firma lor de construcții ca arhitect? Ca să creeze cât mai multe... Domnul Ernest, deci nu am manipulat nimic. E da? Prea dur cuvântul ăsta manipulat. Nu vă manipulați propriul fiu. Dar probabil ăsta a fost și scopul. Nu are curajul să vă privească în ochi. Andrei, deci au apărut niște sentimente între tine și Ana cât a fost la Crema. Cum puteți să vorbiți de sentimente în condițiile în care eu sunt aici și sunt în relație cu el de 2 ani de zile? Dumneavoastră vorbește de o greșeală și dumneavoastră vorbește și peste vreo 2-3 zile o să vorbească și el despre sentimente dacă vă aude pe voi. Andrei, ești un bărbat în toată firea. De ce îi lași pe părinții tăi să-ți conducă viața, să-ți guverneze viața? Ești condiționat de ceva? Adică, până la urmă, e treaba ta pe cine alegi să-ți fie soție. Într-adevăr, eu am vrut-o pe prietena mea, pe iubita mea de 2 ani de zile. Dar de ce în acești 2 ani de zile, văzându-i pe părinții tăi că... Bănuiesc că nu e pentru prima oară când o jignesc, nu? Pe iubita ta. Da, da. Bănuiesc că nu ți este străin... acest adevăr, ei nu o înghit. De ce nu ai încercat să pui piciorul în prag? Să spui, hei, eu am ales-o pe ea, este femeia pe care o iubesc, încetați! Le-am explicat de multe ori. Ce să-mi explice, Andrei? Și s-a lipit de ei ca apa de gâscă, am văzut. Poate el nici măcar nu știe ce vrea odată ce nu luptă pentru ceea ce are. Ce are, și... Ana? Ai observat dacă, și tu asta, dacă nu? A făcut ceea ce a făcut, mi imaginez cât de mult ține la Laura. Tu iubești sincer pe Andrei? Sau există un sâmbure de adevăr în ceea ce spun și soții Roman? Adică eu îmi iubesc interes? Iubitul. Păi normal, pentru excursii, pentru cadouri, pentru... Hai dar pe unde n-ai fost cu el, dar ai avut... Hai să fim. Tot ce ai vrut la picioare. Eu nu cred că eu v-am cerut vouă vreodată vreun ban sau lui Andrei. Păi, dar cine a dat banii? De unde ai avut, Andrei, bani ca să te întrețină pe tine? Nu sunt banii lui, nu e om în toată firea sau ce, la vârsta lui vine să vă ceară vouă bani? Bănuiesc că muncește pentru banii muncește datorită deci nouă dreptul și lui are salariu cu cine vrea. Da, da, eu muncesc, eu nu i-am cerut niciodată bani lui Andrei, sunt cu el de 2 ani de zile. Andrei are un alt statut în societate, fetiță. Și îi scoateți ochii pentru treaba asta că nu înțeleg. Este copilul meu și noi am investit foarte mult în educație și în absolut tot așa ce și reprezintă. A dat da? Rezultate această investiție. Un gest foarte frumos al fiului dumneavoastră de clar, altfel. Deci datorită nouă. Și să nu spui tu mie că dacă era de categoria ta socială, te mai uitai la Andrei. Domnul, eu iubesc băiatul dumneavoastră. Extraordinar! Bun. Și dacă tot este să vorbim despre adevăr, de ce ai forțat totuși nota cu această nuntă? Știind că ei nu te plac. De ce ai folosit orice armă disponibilă în arsenal? Și știi foarte bine la ce mă refer. De ce? Și domnul Roman știe și el foarte bine păi la ce mă refer. Păi normal că domnul Roman știe foarte bine. Știți, domnul Roman, despre ce vorbesc? Te-am întrebat pe tine. Eu asta am vrut. Să-l iau pe Andrei pentru mine! Ia stai un pic. Am pus o întrebare mai înainte. Să-l șantajez pe tata. Despre ce e vorba aici? Îți arăt imediat. Și cu ce l-am șantajat pe taică tu? Ca să-ți spui și mie ce părere ai tu și să vezi și tu. Ce ai încredere în ea? Ce șantaj, mă? Ai cu impresia în creierul tău că e șantaj. Serios? Da. Ia vino, dragul meu, să-ți arăt eu aici ce am. De ce stai, iubita ta, care vrei să o gătuți mie? Uite, să vezi... Extraordinar. Spune și mie pe cine vezi acolo. Ce înseamnă asta? Da, ce înseamnă asta? Tata? Ce înseamnă asta? E, ce să fie tata? Dar nu e tata. Sunt pe stradă. Mama, tu știi de asta? Ce? Ce uite-te și tu un pic. Așa și? E tata! Uite cu ce mizerie curioasă reacția dânsei! Nu e cu mine! Uite cu ce mizerie vine! Se pare normal, mama! Adică, tu pe Laura vrei să-mi aduci mie noră? Pardon! Și tu accepti asta de la tata? Asta vrei să mă șantajezi tu pe mine, mă? Tata, tu probabil și despre ce e vorba aici, nu? E nimic, bă, ce vezi, e nimic, puteai după ea! Ce să te mai întrebi pe tine? Pe toată lumea, pe toată lumea, fiecare vreo cu altcineva? Laura! Și pentru voi sunt lucruri normale? Dumneavoastră știți? Da, care-i problema? Care-i problema? Dar ce fac, dom'le? Sunt în pat cu cineva, ce fac? Fantastic! Pentru chestia asta, tu-l șantajezi pe Eugen, pe ce? Pe mizeria aia? Doamnă, soțul dumneavoastră vă înșeală și dumneavoastră spuneți că eu îl șantajez. Eu nu i-am cerut
soțul lui și dumneavoastră nici măcar un leu. Vii cu mizerie aici. Și dumneavoastră spuneți că eu l-am șantajat? Tocmai pentru asta nu te-am vrut în familia mea. Pentru ce? Cea mai joasă speță, fetiță. Eu sunt de cea mai joasă speță. Vă permiteți să-mi spuneți treaba asta mie? Că soțul dumneavoastră umblă cu alte femei pe stradă? Draga mea, era cu o tânără ținându-se de mână. Ce și mi se pare ceva normal? Și tu ce faci, vii să ne strigi nouă căsnicie acum ca eu să-l iei pe băiatul meu să-ți bagi joc eu de familia noastră? Eu nu înțeleg spre ce căsnicie vorbiți voi. Ce căsnicie? Avem o căsnicie foarte bine închegată. Hai, hai. Mergi cu mami acolo. Deci mie nu vine să cred eu ce familie vreau să-i... Sincer vă spun! Nu mai vreau să mai aud. Mie așa ceva nu trebuie. Extraordinar, nu-ți trebuie. Un bărbat care trăiește în umbra mamei, mie nu trebuie. Un bărbat educat, într-o familie bună, care nu ai nevoie. Un bărbat care face parte dintr-o asemenea familie și are... o asemenea educație, atât de bună, mie nu trebuie. Ce știi tu despre familia mea? Dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că am o educație mult mai bună. Ca nu știu cum să vă spun. Ca a cui? A tuturor. O, săraca, la mine în casă nu există așa ceva. Mi-e milă de tine. Eu nu am văzut-o pe mama mea să meargă de mână cu un alt bărbat în timp ce era cu tata. Ce să facă și ea, nu știu cum să vă spun, dar eu știu că ori o familie este o familie și atât. O familie trăiește în doi. Ce știi tu despre mine, despre soția mea? Ce știi? Mi-ai arătat niște, ai venit cu niște... Nu mai știu nimic, că nu mai trebuie. Ai încercat un șantaj ieftin. Draga mea, ca să pui mâna pe ăla. Iar... O fi-mi. Spate cu el pe cap. Mie nu mai trebuie. Calmează-te, Ana, lasă. Eu din familia asta... Calmează-te. Nu-mi doresc să fac parte. Lasă că stăm noi o de vorbă, lasă-o pe ea. Andrei, relaxați-te puțin. Tu ești la începutul vieții mama. Ești tânăr. Tu vezi iubirea altfel așa. Dar acolo știi ce este? Un șpriț rece. Mama. O iubire de ovar. Mama. Hai mă, mă lași. Tot îmi vorbiți de educație. Deci fii atent. Ascultă-mă. Dragul meu, trebuie să înțelegi, da? Că această căsnicie de 35 de ani, să nu-ți închipui tu că a trecut așa, știi, ca un vapor. Așa... Nu. Ascultă-mă. Deci noi știm foarte bine unul de celălalt. Și am știut foarte bine să fim fericiți împreună. Mai văzut vreodată suferind, mai văzut vreodată plângând, mai văzut vreodată, nu știu, zăpăcită de gelozie, să-l urmăresc pe taică tu, să pun detectiv. Înseamnă că te-a spus foarte bine. Măi, dar asta este important în viață, să te strecori într-o căsnicie, este foarte important să te strecori să-ți fie bine. Care e problema? Da, să te ascunzi, să te prefaci că ți este bine. Ai văzut cu ce mizerie a venit aici doar să încerce să ne strice familia? Sper că nu ai înțeles ceva greșit. Ana, de ce te lași manipulată? Nu știu ce ar trebui să înțeleg. Ți se pare corect ce se întâmplă? S-au întâmplat atâtea și lucruri care de asemenea nu le știam. Andrei nu are nimic de spus. Ok, înțeleg. Într-o situație în care, de exemplu, Andrei era un băiat timid și... avea nevoie de un mic brânci ca să intre într-o relație, bun, aș fi putut înțelege faza cu lipeala pe care au făcut-o părinții lui. Dar în situația dată, nu spui niște semne de întrebare legat de principiile acestei familii? Ok, trecând peste ce se întâmplă între soții Roman, până la urmă e viața lor, e treaba lor, da? Dar gândește-te un pic. Dacă la un moment dat, știu eu, oamenii aceștia nu te mai plac, crezi că vor ezita să facă la fel, să procedeze la fel? Nu-ți face griji, Ana. Nu știu ce să... Nu o să ne băgăm niciodată peste voi. Tu ești altceva. Pentru că e din familie bună. E o altă esență. Altă esență față. Adică nu contează ce ai tu în cap, ce ai tu în suflet. Contează că ești din familie bună, că mama e medic, că tata e judecător. A avut o educație. Și acolo se pot deschide niște uși pentru familia Roman. Deci nu admiți să nu înțelegi că această fată te vroia doar pentru avere, pentru banii tăi. Să-ți intre bine în cap. Dacă te iubea cu adevărat, Andrei, mama, deci reține aspectul, nu te făcea să suferi, da? Mama. Pentru că noi suntem părinții tăi, ce vrea să ne despartă? Hai să nu mai vorbim de Laura. Da. Bun. Hai să vorbim despre tine și tata. Dar nu avem ce discuta despre noi. Păi cum adică? Eu văd... Cu ochii mei am văzut. Nu înțelegi. Nu, mă, nu. Ți se pare absolut normal? Da, este foarte normal. Ca tata să te înșele. Unde știu că tăi că tu mă înșele? Stai puțin. Nu, atunci hai să te văd și pe tine cu un bărbat pe stradă de mânuță.
Se pare normal, nu? Deci noi știm foarte bine cum am trăit și cum vom trăi de acum înainte. Deci noi știm foarte bine unul de celălalt, niciodată nu ne-am ascuns, am fost foarte sincer. Deci ești prea tânăr să înțelegi treaba asta, da? Ești necopt. Da, și dumneavoastră îi spuneți ce are de făcut cu viața lui, am înțeles. Asta este o chestie normală la voi în familie. Mama ta spune cum să fii fericit, deoarece ea a cunoscut fericirea și fiecare își trăiește fericirea pe unde apucă. Ideea este felul următor. Îmi pare rău că m-am cunoscut. De fapt, nu pare rău că m-am cunoscut. Îmi pare bine că am cunoscut acest tipar de oameni, deoarece voi ști pe viitor de ce să mă feresc. Laura, despre tine, nu mai am ce să mai discut cu dumneavoastră, nu mă mai interesează. Nu pare bine legat, că te-am cunoscut. Nici mă interesează. Nici m-am cerut părerea. Legat despre tine, îmi pare foarte rău că trăiești sub fusta mamii și sub capotul tatălui tău, dar... Așa o să fii toată viața ta. Și îmi pare rău pentru tine. N-o pentru că nu o să fii fericit niciodată. M-am pupat. Nu. Îi pare rău. Uitați ce ați făcut. Îi pare rău după banii tăi, băiete. Să-ți fie foarte clar. Nu. Andrei, tu vrei să înțelegi că nu era pentru tine? Fete ca aia o să mai găsești, da? Au nevoie așa de banii tăi și cu asta. Prea multă morală, prea multe lecții. Nu e niciun... Gata, mi-ajunge. Gata, da. Mai găsești din asta, așa de o aventură. Mergi pe mâna mea. O să fie totul bine. Pe Laura nu pot decât să o felicit. Are ea un pic de impertinență în stilul de a vorbi, dar tot ce a spus a fost bine punctat și argumentat. În plus, e de apreciat că a rămas demnă, dovedind că nu-l voia pe Andrei pentru bani. Și cum probabil Andrei nu va ieși curând de sub tutela părinților, se anunță o nuntă mare și frumoasă cu Ana. Fata e bună. Dacă ei vor fi fericiți împreună, mai puțin contează. Laura? Ce faci, măi, drăgăstosule? Cu ce ocazie pe aici? Așa repede mă iei, stai puțin. Suntem divorțați. Să fie clar, nu vreau să mai aduc atâta necazuri. Puturoasă este, mincinoasă este. De iubit nu te iubește, decât banii ți-a iubit, băiatul. Nu știu ce a fost în capul meu de am renunțat atunci la tine. Eram mai mic, copil, nu puteam să... Îmi stăpânesc foarte bine sentimentele și acum chiar îmi pare rău că am terminat-o atunci. Noi ne-am reîntâlnit acum. Nu e ca și cum e un străin cu care eu chiar de la 00. Totuși, știe despre mine lucruri, știu despre lucruri. Vreau să ne iubim. Laura, încetează. Suntem divorțați, nu mai are rost să pronunți... Soț și soție, ei de obicei se iubesc. Cum se simte? Aș putea să mă pronunț. Așa, așa, așa. Eu înțeleg că tu ai avut accidentul ăsta, da, nu contest, se vede, chiar se vede, dar pe mine mă încurcă foarte mult că nu ne mai dai bani. Este răzbunare la tine, fetițu! Ce este asta? Că... Dacă eu nu pot să fiu fericită și să-mi refac viața pentru că am un copil cu el și pentru că îmi dedic timpul copilului și nu mă oftic de asta, dar mă oftic că el e fericit!